Posturile scoase la concurs sunt în specialitățile acțiunii speciale, cazier judiciar, statistică și evidențe operative, cercetare și prevenirea criminalității, comunicații și informatică, criminalistică, financiar, investigarea criminalității economice, operațiuni speciale, logistică, ordine publică, resurse umane, reținere și arestare preventivă, rutieră și transporturi. Pentru posturile de polițiști, în perioada 18-27 septembrie, se va desfășura proba eliminatorie de evaluare. Evaluarea performanțelor fizice sau proba practică în funcție de posturile scoase la concurs, dacă este prevăzută o astfel de probă. Ulterior, la data de 5 octombrie 2024, va fi desfășurată proba scrisă, susținută printr-un examen tip grilă. Posturile sunt vacante în structuri din întreaga țară, ca urmare a pensionării din sistem. Până miercuri, 28 august, la ora 14, se pot depune dosarele de înscriere la concurs pentru funcția de adjunct al șefului Poliției Municipiului, Râmnicu Vâlcea. În acest caz, doritorii trebuie să aibă cel puțin 5 ani de vechime în Ministerul Afacerilor Interne.